Descoperire șocantă făcută de un muncitor ce lucra pe un excavator pe un șantier din centrul de vei. Bărbatul a observat în timpul lucrărilor pe care le efectua o seminte ce par a fi de natură umană. Speriat, omul a alertat poliția, iar la fața locului s-au deplasat oamenii legii și cei ai Serviciului Județean de Medicină Legală. Rămășițele au fost ridicate de către medicii legiști pentru stabilirea vechimii acestora, dar și a identității persoanei. Poliția municipiului Deva a fost sesizată cu privire la faptul că un angajat al unei societăți care efectuează excavații în zona centrală a orașului în scopul amenajării domeniului public ar fi găsit o seminte ce pare a fi de natură umană. În cel mai scurt timp s-au deplasat la fața locului polițiști, iar osemintele respective au fost ridicate de către reprezentanții Serviciului Județean de Medicină Legală și urmează a fi expertizate în vederea stabilirii vechimii acestora și a circumstanțelor în care au ajuns în acel loc.